Bună dimineața, Națiune Dinamo Vista, bună dimineața și bine ați venit la matinalul Radio Dinamo 1948. Să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numele de cafea. Sunt Ionuț Aine, mă bucur să fim împreună la această dimineață la matinal. Alături de mine, după cum vedeți, cu o figură foarte, foarte zâmbitoare și tonică dimineața asta, colegul și prietenul nostru Ștefan Știucă. Bună dimineața, Fane! Bună dimineața, Ioane, și bună dimineața, prieteni, familie extinsă. Ai și tu un vibe, ai și tu un vibe frumos, ai un vibe de nou în dimineața asta și vreau să spun că mie îmi place și vremea de afară, dar între timp de când te-ai apucat să vorbești tu cu mine, parcă iese soarele în Snagov. Deci, Da, da, păi astăzi sper să iasă soarele pentru toată suflarea dinamovistă, pentru că este o zi extrem, extrem de importantă pentru ceea ce înseamnă familia Dinamo. Astăzi este ziua care poate consfinți, eu știu, semnarea documentelor și noul stadion Dinamo poate să devină realitate. După ziua de astăzi putem spune că intrăm într-o altă eră, pentru că Dinamo va căpăta o cu totul și cu totul altă imagine și cu totul și cu totul altă valoare. Este o zi, repet, extrem, extrem de importantă, o zi pe care o așteptăm unii de când eram copii, că tot venim de când eram copii și ziua asta o așteptăm unii de când eram copii, undeva de la... din anii 90, unii dintre voi nici măcar nu vă născuseră în acel moment când noi vedeam primele machete, dar cu această hotărâre de guvern se poate încheia acel circuit al documentelor care poate consfinți construirea unui nou stadion. Și să știți că este mult mai important. Echipe am avut, Dinamo a avut echipe glorioase, foarte glorioase, echipe o să mai avem, la fel de glorioase sau eu știu, poate nu la același nivel, dar oricum echipe bune, dar stadion îl așteptăm de foarte mult timp și eu am tot spus, Dinamo va fi un club cu adevărat puternic și va avea o echipă cu adevărat puternică în momentul în care vom avea stadion. Și astăzi poate să fie un moment zero, un moment zero pentru tot ceea ce înseamnă familia Dinamo. Da, se încheie o perioadă de 30 de ani de speranțe deșarte și intrăm într-o altă eră. Și mă bucură că putem fi împreună. Auzi, chiar m-aș bucura, Ioane, să apuc totuși tinerel și viabil ziua în care să văd primul meci pe stadionul nostru Ștefan cel Mare. Nu mă gândeam să vină foarte curând vremea asta, pentru că am trecut prin toți anii ăștia de primari care au făcut conferințe de presă și conferințe de presă și alte conferințe de presă, Borcea, proiectul Negoiță, toată lumea a avut un stadion în plan, dar am într-adevăr impresia că suntem cel mai aproape de realizarea acestui plan. Mai mult decât atâta, cred că o hotărâre de guvern care va fi ratificată astăzi deja nu ne mai lasă în dependență de cine iese primar sau de vrăjeli din astea proaste, pentru că dacă aș fi avut un motiv de scepticism, ar fi fost, vă dați seama, faptul că mai sunt 80 de zile până la alegeri și mă gândeam că poate cineva încearcă o mică manipulare, dar nu cred că este vorba de data asta și... Da. Nu, zarurile sunt aruncate și de data asta au picat bine pentru noi. Lucrurile nu se mai pot întoarce, nu mai este cale de întors și deja este un semnal clar pentru cei care vor să, eu știu, fie lângă Dinamo. Și mă refer aici la oamenii de afaceri că este momentul acum, pentru că Dinamo va avea o cu totul și cu totul altă valoare peste câțiva ani de zile. Acum, dacă mai stau și mai ezită, e problema lor. Se pot trezi că nu mai e loc. Apropo de tot ai pomenit. Asta nu e. Cumpărați azi, nu ratați, mâine gata sau? Da, colorata mâine e gata. Faceți poze la copii, nu dați poze pe prostii, nu dați banii pe prostii. Da. Da, ideea e cât se poate de simplă. Sunt oameni care ne tot amenințau că o să vin și eu la Dinamo când o să fie stadion, o să vin și eu la Dinamo când vom avea certitudinea, că toate prostiile astea. Bă, băieți, s-ar putea să treacă timpul și unii dintre voi să nu mai aveți loc. Aviz Cristi Borcea, care a fost așa anunțat indirect de către Eugen Voicu, faptul că nu e dezirabil pentru postura de investitor la Dinamo, așa, adică, da, trecutul lui nu-l recomandă pentru acest lucru. Da, și uite, ne informează prietenul nostru Dan că la ora 12 este ședința de guvern. Da, este un moment, repet, extrem, extrem de important. Poate nu realizăm, poate îl trecem la capitolul și altele, dar chiar este momentul în care Dinamo poate căpăta o altă traiectorie, pentru că va avea totuși cu totul altă perspectivă. Da, și aici vă pot da un exemplu.
pe care îl știm cu toți. În momentul în care s-a construit noua sală Dinamo, echipa de handbal și alte echipe din cadrul clubului sportiv Dinamo au crescut foarte, foarte mult. De ce? Pentru că aveau o bază proprie, aveau un teren propriu. Asta se va întâmpla și cu echipa de fotbal și ținând cont de impactul pe care încă l-are fotbalul în societatea românească, construirea unui stadion nou în centrul capitalei pentru Dinamo înseamnă enorm, 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 enorm. Pentru că tot ne dorim cu toții fani o echipă puternică, o echipă care să ajungă la primele poziții, să se bată an de an pe primele poziții. Ăsta este unul din pașii foarte importanți, care nu ține nici de antrenori, nici de actuali investitori, nici de jucători, nu, ține de o parte administrativă asupra căruia, din păcate, Dinamo nu a avut controlul, iar controlul l-au avut organismele statului. Însă sperăm că astăzi ne îmbrăcăm frumos și deschidem șampania aia pe care o avem la rece de vreo 30 ceva de ani. No, interesant e că ieri m-am întâlnit cu Nicu Gramen în cinta stadionului și l-am luat la picior, l-am luat pe jos de la poarta dinspre Ștefan cel Mare, o poartă pe care am pășit și pe care am intrat și cu mașina de multe ori înainte de plasări, o poartă pe care trec mereu cu bucuria de a mirosi gazonul ăla. Fie că arăta bine sau rău, întotdeauna în parcul sportiv din am mirosit a gazon, a iarbă tăiată proaspăt. Și plimbându-mă prin incintă, am trecut pe lângă maghernițele unde acum câțiva ani, când s-a căutat, ne-au găsit niște steaguri pe care le ascundeam pe vremuri și m-au cuprins tot felul de amintiri. Încă nefiind eu în legătură cu știrile infrastructurale legate de orașul nostru, nu s-a deconectat pentru că trăiesc o dramă locuind în centru. Trăiesc drama de a fi blocat în trafic interminabil în fiecare zi. Ca mulți dintre voi, probabil la ora la care ne ascultați sau mulți dintre voi se pregătesc să ia orașul în piept. Și na, iau totul cu un pic de sare. Dar nu s-a întâmplat de multe ori decât îl cunosc pe colegul meu aici de față să spună: băi, azi e o zi importantă, băi, se întâmplă nu știu ce. Și cred că e prima oară actually, de când știu când a zis treaba asta. Drept urmare, eu tind să-l cred. Cătălin avea și el niște argumente. Ieri am înțeles că s-ar fi trecut pe ordinea de zi hotărârea sau o chestie din asta. Da, nu, trebuie, hotărârea trebuie doar ratificată astăzi. S-a trecut pe ordinea de zi și astăzi se va pune semnătura finală. Se va închide acest circuit al documentelor. Foarte greu, dar absolut normal atunci când statul este făcut, când stadionul va fi făcut din banii publici, din banii statului, și atunci statul fiind creditor și a toate măsurile legale. De aceea a durat foarte, foarte mult, enervant de mult pentru suflarea dinamovistă. Păi dar eu nici nu cred că au încercat foarte tare. Mulți ani, nici nu cred că au încercat, doar au spus că fac. Eu nu cred că au încercat. Nu, sunt niște lucruri acolo și aici aș vrea să citiți ce scrie Dan, pentru că el cunoaște foarte, foarte bine. Este unul din oamenii care a urmărit pas cu pas circuitul documentelor. Cred că la un moment dat Dan avea dosarul mai gros și mai puternic decât cei de la CSE și decât cei de la CNI. Avea un dosar în care urmărea dacă fiecare hârtie a fost aprobată, să nu se oprească undeva. Omul ăsta chiar a muncit pentru chestia asta. Și într-adevăr punctează foarte bine. Există doi oameni care ne-au salvat și despre care s-a vorbit foarte, foarte puțin, care au salvat situația cu stadionul. Este vorba despre președintele clubului sportiv Dinamo, Ionuț Popa, și despre vicepreședintele clubului Dinamo, domnul Adrian Popescu. Doi oameni tineri, foarte entuziaști, care vin din mediul cu epoleții pe umăr, dar care s-au dovedit a fi nu manageri buni, manageri foarte, foarte buni și au găsit soluții. Au găsit soluții acolo unde nimeni nu a găsit soluții timp de 30 de ani. Și credeți-mă că au fost niște soluții extrem de ingenioase și extrem de inteligente, astfel încât să se deblocheze nenorocirile făcute de Nicu Badea și de oamenii care au lucrat în acea perioadă. Pentru că ce a ținut stadionul pe loc a fost Nicu Badea. Nicu Badea prin cu maghernițele acea, lui din mijlocul parcului sportiv. Prin acea moștenire primită, nu mai el știe cum. Da, păi s-a găsit soluția, asta spuneam. Ionuț Popa și Adrian au găsit soluția legală, corectă, de a casa acele clădiri începute și neterminate și de a degreba terenul. Din momentul ăla s-a început un circuit al documentelor care ne-a adus astăzi. Și mă bucură că la conducerea clubului sportiv am avut oameni nu inteligenți, ci foarte, foarte inteligenți, care au știut să
ducă acest proces până în punctul de astăzi. Repet, s-a vorbit foarte puțin despre ei, dar oamenii au un merit extraordinar în toată povestea asta și au avut un plan pe care l-au dus până la capăt, lucru care în România de astăzi înseamnă enorm. Au avut un plan de la care nu s-au apătut, indiferent de greutățile care le-au fost puse. Bravo lor și respect. Da, chiar dacă și-a dat o pălărie, mi-a scoate pălăria pentru munca pentru munca pe care au depus. Da, nu, oamenii merită tot respectul nostru pentru ceea ce au făcut și pentru munca lor. Și dacă tot scria Dan aici, îl felicit și pe el, pentru că în momentul în care, nu știu dacă mai ține minte, l-am cunoscut, a spus că se va ocupa pentru a urmări tot circuitul documentelor din partea DDB-ului și va, ca să spun așa, se va asigura că nu există blocaje și a făcut acest lucru. La un moment dat, omul de ani de zile face chestia asta și o face bine, foarte bine. Și bravo, Doamne, și ție, pentru că ai reușit să ne ții mereu la curent și pentru că mereu știai exact ce trebuie făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut și așa mai departe. Și ce să spun, este o zi, vedeți voi, sunt niște zile pe care trebuie să le marcăm cumva în calendar cu roșu. Nu trebuie să ținem post în zilele respective, nu trebuie să, eu știu, ne ducem la biserică să ne rugăm, dar pentru familia Dinamo sunt extrem de importante. Și una, aceasta va deveni una din acele zile pe care putem să marcăm cu roșu în calendar, pentru că poate da o nouă traiectorie. A mai fost o zi când acești atât de criticați oameni de la Reden Doite au venit într-un moment în care eram cu cuțitul la gât și în care falimentul însemna o chestiune de zile. Am deschis o șampanie atunci, dar acum putem să deschidem două sticle de șampanie, pentru că viitorul va arăta cu totul și cu totul diferit. Da, așa pe dacă dacă n-aveți șampanie, cumpărați de la Fane. Da. Eu am apă plată, tocmai observa Roger, dar nu e minerală, bro, e plată. Am urmat exemplul lui Ilie Dumitrescu, dacă voi știți. O poveste mai veche, când Ilie Dumitrescu și-a încheiat cariera prodigioasă, de altfel, de jucător, și-a devenit antrenor, drumurile fotbalistice l-au adus la Galați. La Galați, Ilie era la începutul drumului său ca antrenor și sper să nu se supere pe mine că povestesc chestia asta. Și a intrat în vestiarul Gălățeanilor prima oară și a văzut cea mai proastă apă. Știu, aveau, la vremea respectivă, nu vreau să spun branduri de apă românească, dar aveau apă românească. Și a dat cu piciorul în sticlă și a zis, pe asta să plece, de acum avem Vitel. E, dacă știți, în sezonul în care Ilie Dumitrescu a antrenat la Galați, ăștia aveau sticle de Vitel în rastelul de ape. Deci până la urmă, dragilor, este o chestiune de etichetă. Și ceea ce voiam să spun, Ioane, nici nu găsesc altă modalitate de a continua acest început de emisiune de-a dreptul festiv, literalmente, cum să spun, bombastic, pe care l-am făcut o dată cu stadionul, decât până a vă invita totuși înapoi cu picioarele pe pământ în prezent. Pentru că avem o luptă de dus și uite, primeam mesaj mai devreme de la prietenul meu, Sorin Simion, pe care îl salut cu această ocazie și colegul de trupă de altfel, care mă întreba, batem și noi petrolul? Și da, o trezire brutală din acest vis frumos care se va realiza, se va concretiza. Batem, Ioane, și noi pe petrolul, pentru că petrolul prezintă toată simptomatologia unui pacient cu mari probleme de sănătate și totuși, paradoxal, în ultima etapă, soarta le-a adus o victorie pe teren propriu împotriva familiei Mititelu. Aseară citeam pe pagina unui fost cotidian tipărit ca în situația fiecarei echipe aproape falimentare este un miliardar care tot încearcă să o transforme într-o putere a României și a Europei și care încearcă să aducă antrenori. Deși am înțeles că băiatul de etapa trecută a fost confirmat. Vreau neapărat să vreau să știu că echipa e setată în așa fel încât să nu existe dubiu când intrăm pe teren că acest meci este capital și de o importanță extraordinar de mare în economia finală a clasamentului. Și dacă ne-am permis această sincopă, acest pas fals de la
de la Hermannstadt. Nu spun că m-aș fi așteptat să câștigăm, doamne ferește, spun că echipa a jucat groaznic. Aștept cu nerăbdare, cu mult mai mare nerăbdare decât aștept amicalurile echipei naționale. Aștept să văd cum ieșim noi din pauza asta competițională. Și aș vrea să ieșim pe cai mari și echipa să vină și cu aportul ei în calitatea acestei perioade în care se semnează hârtiile pentru noul stadion și să înceapă să lucreze și în clasamentul din play-out. Să punctăm. Da, eu consider că a fost o zi nefericită la Sibiu, o zi nefericită din punct de vedere al rezultatului, pentru că și aici sunt două aspecte. Atmosfera și jocul echipei. Atmosfera ne-a făcut, de pe stadion ne-a făcut pe toți dinamoviștii să fim mândri, absolut mândri, și respect celor care au fost prezenți la meci, s-au manifestat așa cum s-au manifestat. Bravo vouă, fraților! În privința jocului echipei, a fost o zi nefericită în care totul a mers prost. Se întâmplă și în viața noastră, se întâmplă oricum în viața unei echipe de fotbal, să ai o zi în care faci totul praf. Mie mi se întâmplă asta 360 de zile pe an. Mă rog, am 4 zile de grație, dar doar alea 4. În rest, pe toate le fac praf. Slavă cerului, la Dinamo lucrurile nu stau așa, au făcut un singur meci praf în ultimile jocuri și la cum i-am văzut pe băieți, la cum îi știu pe Copici, sigur că nu se va mai repeta un asemenea scenariu în următoarele meciuri. Pur și simplu, încă nu s-a găsit o explicație, o singură explicație, dacă vreți, a ceea ce s-a întâmplat acolo. Cert este că am jucat prost, foarte, foarte prost. Dar nu este o regulă a ultimilor luni. Este, dacă vreți, excepția de la regulă, da? Și întotdeauna când vorbim despre excepții, slavă cerului ca să se întâmplă o dată la. Acum, am făcut un meci prost din 7. Dacă vom mai face încă un meci prost, un singur meci prost din următoarele meciuri, eu zic că vom sta statistic bine și că vom rămâne în Liga 1 fără problemă. Și la ultimul meci împotriva celor de la UTA, eu sper în continuare să avem 4 puncte avans față de primul locul de baraj. Da, astfel încât să stăm. Bun calculul ăsta al tău. Poftim? Bun calculul ăsta. Da, e posibil, e posibil. Dinamo are capacitatea să bată Petrolul. Evident că are capacitatea să bată Petrolul. Avem de luat și o revanșă pentru ultimul meci în care ne-au bătut nemeritat, cu un gol norocos venit undeva pe final de meci, pe un teren care semăna cu câmpurile minunate de luptă din Ucraina, dar nu semăna teren de fotbal, de nicio culoare. Acum vom juca pe Arcul de Triumf, sper eu, cu spectatori. Aici este o hotărâre pe care o așteptăm peste o săptămână, dar la cum văd eu cele două echipe, și cu spectatori, și fără spectatori, și singuri pe teren, ci batem cu cel puțin două goluri diferență. Asta cred eu, ținând cont de ceea ce se întâmplă la cele două echipe, mai ales că acolo e milionarul care vine, evident nu poate să schimbe nimic. E vine domnul Da, și au numit antrenorul analistul video, pentru că știu asta din. Și am înțeles că se luptă să-l aducă pe secundul secundului pe care l-a avut nu știu ce antrenor de la Casa Pia. Casa Pia nu este un restaurant, este o echipă din Portugalia. Iar acum, da, așa se cheamă. Bine ați venit la Casa Pia. Da, Casa Pia. Casa Pia. Casa Pia, mișto. Casa Pia. Și mai e și Aruoca. Aruoca. Da, nu cred în. Da, urmează două săptămâni, prieteni, în care preparatorul lor, analistul video, se va ocupa de echipă. Acum, nu știu ce se pot întâmpla în astea două săptămâni, dar nu cred că Petrolul va reuși să ne facă față. Cel puțin nouă pe teren propriu. Vom vedea. Avem nevoie de victorii, avem nevoie de vreo 4 victorii la rând ca să stau și eu liniștit, ca să mă calmez, să mă liniștesc. Da? Posibil să le luăm? Da, cred că e posibil să le luăm. Sper, repet, din inimă, sper că a fost doar un accident, doar o zi foarte proastă la Sibiu. Sunt multe explicații acolo pe care le putem da. Dar trebuie să ștergem cu buretele și să mergem mai departe. Da? Petrolul e cea mai ciudată echipă din campionat, nu știi ce pot fi în stare. Să sperăm că nu vor fi în stare pe terenul nostru. Dacă nu vor fi în stare pe terenul nostru, după ce termină cu meciul cu ei, poate pot să ne contrazică. Pentru că pe noi ne interesează foarte tare ce fac băieții noștri în acel meci. Fane, apropo de meciul de la Sibiu, te-am așteptat la Sibiu, n-ai ajuns. Păcat. M-am simțit foarte bine pentru că am o problemă cu măseaua de minte, Ioane, și eu am avut cântarea vineri.
și sâmbătă mi-a fost rău toată ziua. Dacă ți-e rău toată ziua și ai și un feeling prost legat de meci, pe care nu mi l-am exprimat public, pentru că eu în general feelingurile proaste îmi place să le savurez în tihna propriei, în suc propriu, ca să zic așa. Și în general, da, să nu evadez din spațiul ăsta metafizic al gândurilor noastre și al eterului nostru mental, aș vrea să spun că tristețea se savurează individual și în liniște. Tristețea se strigă dacă suntem în general slăbuți caracteristic, dar tristețea în profunda ei formă se savurează în intimitatea proprie. Și doi la mână, în momentul în care încep să citești, să te uiți la filme mai complicate, vei observa că nu ești singurul om care este sau a fost trist vreodată. Și atunci, practic, deja negociem altfel cu totul zilele pe care le avem. Băi, da, n-am venit la Sibiu. Cumva îmi pare rău pentru fan experience-ul care a fost acolo, pentru că am fost impresionat de pozele pe care le-am văzut, de ce mi-ai povestit tu, ce mi-a povestit Cătălin. Dar pe de altă parte, să știi că eu sunt un fan mai de modă veche și pe mine nu mă atacă la nivelul în care să fac live de 7 ore pe internet, să mă îmbăt, să jur sau să fac alte tâmpenii. Dar mă supără și mă deranjează totuși jocul și rezultatul meciului. Adică, cum să spun, ca să iau un piept cum au luat cei 3-4 mii de inși drumul dus întors spre Sibiu, trebuie să avem niște rezultate. Nu am mai făcut de mult treaba asta, știi? Da, ceea ce nu știi tu este că Bogdan Alecu avea un merișor foarte bun acolo la curte și că pentru ăla merita să bați 4 ore de drum, adică chiar 6 ore de drum. Puteai să adaugi, adică gândește că a fost maestru Conovaru acolo, a fost distracție mare. Conov a venit cu drumurile lui, poate, că e în turneu, din fericire pentru... indiferent ce jucăm, măi fraților, dacă jucăm, facem artă, indiferent ce cântăm până la urmă, de la... nu vreau să spun... până la nici asta nu vreau să spun. Băi, tot artă, e o formă de artă. Arta e în ochiul privitorului, Ionuțe. Da, o să fiu la meciul următor acasă, nu niciun stres. Și mulți dintre voi, cred că deja și-au făcut plan pentru ziua aia să vină să... Să sperăm, stai, că deocamdată nu-și face nimeni plan, pentru că nu știm exact dacă se va juca cu spectatori sau nu. Încă nu avem... Asta este un subiect pe care am vrut să-l ating. Fiți atenți aici. Este un subiect pe care am vrut să-l ating și îmi permis să-l ating dintr-o latură sociologică, în primul rând. Mai sunt, nu știu dacă voi știți, mai sunt 80 ceva de zile până la alegerile locale. În București, în toată țara, sunt alegeri locale, mișculații politice, toți nimeni ăștia fac alianțe noi, încearcă să ne capteze cumva atenția. În fiecare an de alegeri, organele astea ale statului, plătite foarte bine, încearcă să-și demonstreze valabilitatea, validitatea și utilitatea vasală în fața sistemului prin exemple. Și am impresia că s-a pornit un bolovan al represaliilor vis-a-vis de niște cetățeni și niște indivizi, până la urmă, care își plătesc taxele, care își văd socialmente de viața lor în fiecare zi din an, 300 și câte zile are anul. Se vor da exemple, probabil, Ioane. Se dorește transformarea din nou a peluzelor și a brigăzilor în niște personaje abominabile, în antiteză cu sistemul modern de trai și chestii de astea. Și vreau să vă spun că, fiind fripți și pățiți în domeniul ăsta, în primul rând, aici deja trebuie să treacă pe primul loc dorința de a nu plăti amenzi mari, dorința de a nu te trezi arestat sau reținut. Și în punctul în care raportăm la niște consecințe de gravitate asta, eu cred că ego-ul devine mai mărunt și nu mai vrei să sari gardul. Mulți au sărit oricum gardul și de o parte și de alta, fără să și dea cu pumnul, practic. Nu critic pe nimeni, nu permit eu să-mi dau, dar eu cred că nu suntem în punctul să mai încercăm lucruri de astea, indiferent cu cine jucăm, pentru că pe lângă suspendarea terenului, asta va fi cea mai mică problemă a noastră când ni se suspendă terenul. Dacă suntem surprinși într-un vârtej de ăsta al unui incident stupid pe stadion și law enforcement, jandarmeria, poliția acționează asupra noastră și ne trezim cu un dosar, e cel mai prost moment să ai un dosar pentru așa ceva.
Foarte Cel prost. mai prost moment să ai un dosar pentru orice, în momentul de față, stați cu minte, beți-vă șampania în liniște, da? În liniște și armonie. Nu, da? Nu-i place luați, un dosar! Luați, da, luați poziția Lotus, feriți-vă de chestii de genul ăsta, pentru că deja este o, ca să spun așa, o nebunie ceea ce se întâmplă, o nebunie care a plecat de la, dintr-o acțiune a forțelor de ordine, gândită. Nu a plecat brusc așa, nu s-a trezit unul astăzi dimineață și a spus de astăzi intru în ultraj. Nu. Este o acțiune care a fost elaborată și s-a ales un moment. Acum, fane speculează și pe unul pot să-i dea dreptate că este un moment în care forțele de ordine și de bază, adică păzitorii și ordinarii, vor să iasă în față. Vor acționa decizionar, pentru că ei poartă uniforma, tată, ei sunt statul. Nimeni n-a câștigat un război cu statul. Nimeni. Da, vor să iasă în față și atunci clar nu câștigă nimeni un război cu statul. De asta sfatul meu, pe cât îmi permit eu să dau sfaturi așa, dacă vreți, un sfat pe care îl dau din inimă este să stați puțin la cutie că... Da, sunt ăștia cu ochii și cu pulanul pregătiți. Da, bun. Revenind la... uite, ne întreabă cineva dacă s-a judecat. Nu s-a judecat, dar s-a hotărât să se amâne decizia până săptămâna care vine. Foarte ciudată și chestia asta cu amânarea. Voi știți ce se întâmplă? Când se amână câte o decizie din asta, fie e vorba de nesimțire și sunt niște membri de comisie care nu se prezintă la comisie ca o altă agendă sau că-s plecați în vacanță la ski în Austria sau whatever, fie se așteaptă să crească subiectul, fie se așteaptă să mai dospească dosarul, tăticule. Pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost la știri subiectul. Subiectul e tocit de știri. Ieri știrile spuneau că au fost ultras de la Dinamo și de la echipa din Bulevardul Ghencea. Au fost ridicați. Ridicați! Păi frate, până la urmă, nu, din ce știu eu, nu au fost rețineri. Nu s-au dat ordonanțe. E o ordonanță care s-a dat săptămâna trecută, nu mai deschid subiectul Rapidului și al băieților de acolo. Dar vedeți de asta, mediatizarea asta vă poate indica un pic cine câștigă. Da, mediatizarea asta înseamnă direcție. Am văzut, pentru cei care avem o vârstă odată cu dinozauri, noi știm foarte bine, dacă vreți, această mediatizare sau mediatizarea de la Revoluție, știm foarte bine mediatizarea de la Mineriade, știm foarte bine mediatizarea din Piața Revoluției, atunci când, așa cum spuneam, nu știai ce informație este corectă și ce informație este mai puțin corectă și s-a mers foarte mult pe ideea de manipulare a celor care urmăreau ceea ce se întâmplă. Și da, au fost și reținute 24 de ore, într-adevăr. Asta trebuie este, să nu sunt reținerea de 24 de ore și mandatul de 30 de zile. Poliția te poate reține 24 de ore fără mandat pentru cercetare. Te duce la poliție, dar chiar nu ți se pun cătușe, nu ești dus în arest, e cu totul altă situație față de situația în care primești un mandat. Mandatul este după ce ești prezentat unui procuror care analizează dosarul tău, care îl trimite mai departe la judecător. Deci nu e același lucru. Să nu confundăm că te-a reținut poliția pentru o anchetă și ai plecat acasă în câteva ore și o să apară că ai fost 24 de ore reținut. Dar nu e aceeași chestie. Nu e aceeași și până acum vreau să vă spun un lucru. Eu nu știam vreo situație legată de stadion și de evenimente pe stadion de genul a prins o torță în care să fie chiar și 24 de ore cineva interogat. Sau. Da, nu. E clar, este o măsură diferită. S-a trecut la un alt nivel. Ce părere aveți despre scanarea la intrarea în stadion? Mi se pare o chestie foarte greu de realizat. A fost, dacă vreți, un exemplu din ciclu, suntem dispuși să mergem cât se poate de departe pentru a nu avea probleme. Cam asta a fost mesajul. Dar concret este greu de realizat. Păi înseamnă că am intrat peste 5 zile în stadion. Ar trebui să ne ducem cu 5 zile înainte ca să ne ocupăm locul. Acum, iertați-mă, dar nu cred că se va ajunge acolo și sper din inimă să nu se ajungă acolo. Depinde foarte mult cum tratăm lucrurile, pentru că cu siguranță nu ne dorim o atmosferă pe stadioane ca în America de Sud. Acolo unde intră toată lumea, scapă cine poate în anumite meciuri. Adică e o chestie simplă. Nu ne dorim asta, acolo evident. Acolo e care pe care, Ioane, vezi că acolo și suporterii în armată. Păi, stai, eu nu-mi doresc asta, fane. Adică nici nu-mi eu, nici asta. Eu, n-am spus admirativ. Stai, asta am spus.
Asta am zis, adică băieții ăia n-au nicio scuză, ăia sunt, cum să spun, se duc acolo ca la război. Asta am spus, intră și tot și capă cine poate. Și viață foarte da. Grea. E și viață noi, foarte grea. Nu suntem Costa Rica, da. Nu suntem Colombia, nu suntem Brazilia. Evident, ne dorim să... Eu v-am mai spus, n-am niciun fel de problemă cu nimeni, nu dau în stânga, nu dau în dreapta, până am primit o întrebare pe chat-ul emisiunii la care n-am știut să răspund. Pentru prima oară în 10 ani de zile am rămas afiș și n-am știut să răspund. Mă certa cineva pe mine, dar nu înțeleg de ce pe mine, dar în fine, pe mine mă certa. Și îmi spunea, bă Ioane, ia că tu vrei tu apărarea. Eu am cancer, am venit pe stadion, am cancer la gât, îl tratez și mi-am luat niște gaze acolo. Cum explici chestia asta? În momentul în care m-am blocat. Da, în momentul în care m-am blocat. Da? Deci nu, n-am mai știut ce să-i răspund omului. Pentru că omul ăla a venit pe stadion într-un loc unde trebuia să fie safe. De asta spun, bă, ok. Trebuie să ne gândim la toți oamenii, la toți dinamovii și numai la dinamovii, la siguranța tuturor. Sau oamenii care vine cu copilul mic în zona de la tribuna a doua. N-are nicio vină ăla să-și ia gaze. Bă, în general, asta cu gazul dat la general, nu cred că e o măsură care să o aplici în adunări mari de oameni din care adunări mari. La un incident, alții nu. Pentru că iarăși, băi frate, dai pe toată lumea. Uite, eu mi-amintesc de România-Ungaria, pe arena națională, când am avut un conflict cu mai multe grupuri ale noastre, cu firma de pază, n-o să o numesc, și jandarmeria a folosit un spray experimental paralizant. Avem un coleg în sud, nu o să-i dau numele, prietenul meu bun, care e bolnav, are niște afecțiuni de sănătate, era să moară pe stadion. El a venit abia mergând la meci și era să moară de la gaz, de la inhala acel gaz. Ioane, nu e regulă nici să folosești niște substanțe experimentale. Nu, nu e normal. Da, știi ce se întâmplă? Mai e o chestie, vezi tu. Pentru că aici e o problemă. Deocamdată noi nu avem câini dresați ca afară. Noi dacă avem o problemă, avem cu niște câini nedresați care mușcă în toate direcțiile, da? Covor de bombe. Covor de bombe, scapă cine poate, da? Și ca să vă explic foarte ce înseamnă covor de bombe. A fost modul de luptă al bombardierelor englezești în al doilea război mondial. De ce? Pentru că nu aveau precizia bombardierilor americane să lovească punct ochit, punct lovit. Nu. Ei trăgeau un covor de bombe pe toată zona. La linie făceau. Exact. Și probabil nimereau și ținta respectivă. Asta e ideea. Și... Castino, când au distrus toată localitatea, mănăstirea, au distrus tot. Da. Când povestea un bun prieten că în Germania nu e așa și că ei niciodată, adică atunci când există bătăi de astea, intră punct ochit, punct lovit, îi extrag pe aia care au făcut faptele, dar nu dau să lovească și nevinovați. Germania beneficiază de tehnologia recunoașterii faciale în locuri publice, să știți, pe deosebire de România. Și camera, nu știu dacă vă doriți să avem camere atât de performante în București care să poată să single out fața ta și să te identifice. Adică nu știu, ăsta e un pas pe care nu știu dacă îl vreți. Big brother. Ei, uite, despre asta a vorbit Andrei Nicolescu, apropo despre ce a zis Fane acum. În Germania există sistemul ăsta, că te scanează ăștia, ți-au mecla direct și nu mai scapi tu nici cu ordin de la primărie. Dar e un big brother, știi că, da, știi că cineva îți vede coșurile chiar dacă tu vrei să le ascunzi. Adică, e mai nasol în momentul ăla. E dreptul meu să vezi coșurile dacă eu, Alex, nu mi se vadă coșurile, că până la urmă nu e ca și cum mi-a schimbat sexul, doar nu vreau să-mi vezi coșurile. Adică, exact. Dar ce să spun, Fane? Sper să nu mai avem parte de... În primul rând, sper să se joace meciul cu Petrolul totuși cu spectatori, chiar dacă vor închide o parte de tribună. În al doilea rând, să nu mai avem parte de asemenea evenimente și sfatul meu, luați-o ca un sfat, nu este, Doamne ferește, niciun fel de chestie. În perioada asta stați liniștiți că sunt ăștia în poziția ocaie. E da. Ca și cum cineva trâmbițează pe stradă. A început prigoana, stați-mă puțin. Dar prigoana împotriva corupților când începe? Dar prigoana împotriva șpăgarilor când începe? Dar controlele în spitale la vârf când încep? În universități? De ce se violează copiii la școala generală în baie? Aici facem controle. Aici avem control. La violatori mici de 11-12 ani avem control pe zona asta. Dar la pedofili avem control.
Adică stai puțin, asta e ca și chestia aia cu parcarea. În sectorul 1, ce se întâmplă cu parcarea? Tăticule, oriunde lași mașina în sectorul 1, oriunde lași mașina în sectorul 1, 2 milioane jumate, liniuță, 5 milioane amendă dacă nu este loc marcat de primărie și nu plătești abonamentul. Right? Corect. La primăria sectorului 1 nu a pus la dispoziție niciun loc de parcare. E ori amendă, ori nu știu unde pot lăsa mașina. Eu locuiesc acolo uneori. Deci, haide să facem și un cadru. Haide să organizăm stadioanele în așa fel încât să nu existe riscul incidentelor. Haide să instruim oamenii de ordine și nu vorbesc de firma de pază privată, vorbesc de oamenii de ordine plătiți de stat, de oamenii de ordine ai statului și să nu avem doar un 20 de inci de elită care știu să acționeze în ultime și restul niște cotonogari. Cotonogari. Bine, aici până este o discuție amplă. E o discuție amplă și n-aș vrea. Sigur că trebuie să rezolvate toate problemele astea. Dar vă amintesc ceva din punct de vedere istoric. Toate popoarele, și nu exagerez când spun toate, sub o formă sau alta, au fost educate cu parul. Punct. Cu parul au fost educate. Nu există educație prin dialog, nu există, oameni buni, când vorbim despre populație. Nu există niciodată. Și să ne trezim la realitate. Ce exemplu? Vă dau Rusia, da? Păi a venit țarul Petru și ei nu se rădeau, că ea, săracii, au coborât din copac mai târziu decât restul Europei. Ole, poate mă aude Putin. Da, au coborât cu mai târziu, da? Și ce s-a întâmplat? Când i-a văzut țarul Petru întâi cu barbă, a spus, rădeți-vă. Nu, nu se facem noi asta, că te tradiționi. Când normal stăteau păduchii bine în barba aia. A venit ăsta și a spus, bă, ori capul, ori barba, una din două, adică hotărâți-vă. Mă rog. Prin de înțelepciune au ales să-și păstreze capul, da? Și să-și radă bărbile. Toate, da, vorbim de România interbelică, când în centrul orașului, da, dacă mergeai fără sacou pe tine, dăduse Antonescu o lege, nu puteai să treci fără sacou sau fără haină pe tine prin centrul orașului. Credeți că astea s-au făcut așa? Nu, s-au dat câteva amenzi și să vezi. Sau ne întoarcem în ziua de astăzi. Cum s-a făcut curățenie în sectorul 3? Păi dacă aruncai o hârtie pe stradă, îți veneau amenzi acasă, te plictiseai. Să vezi cum nu mai aruncau oamenii hârtii după aia. Îți zic eu cum s-a făcut, da? Curățenie în sectorul 3. S-au luat niște foreze de mare adâncime și s-au băgat prin pământ în rădăcinile unor copaci vechi de peste 70 de ani. Astfel încât ei au murit, s-au uscat și au căzut. Asta s-a întâmplat acum câteva luni, da? Și ei au retrocedat o bucată din parc prieteni, da? Au venit cu forezele, au găurit pământul și au omorât copacii și nu se vedea de la exterior. Iată, același sector. Nu fac reclamă nimănui, nu vreau să... Doar nu, spun, nici nu. Trăim într-o societate și într-un oraș care tinde să se întoarcă la un regim dictatorial fără să-ți îmbunătățească în vreun fel calitatea vieții, frate. Noi ne disciplinăm, dar luăm amenzi. Eu spun că am niște prieteni care până atunci nu erau foarte atenți la aspectul ăsta. Vedeau o hârtie, vedeau asfaltul pe jos, Dumnezeu cu mila, dă-i înainte, da, numai că te-au căutat coșul de cu noi. După ce au luat vreo două amenzi, s-au plictisit, să vezi după aceea cât de atenți erau la aspectul ăsta și țineau hârtia în buzunar până găseau un coș de gunoi. E o treabă. Eu, cum să spun, așa se face civilizare. N-ai cum. Dacă nu-ți impune cineva niște chestii și nu ți le impune puțin cu forța, nu le respect. Acum, revenim, repet, ăsta este un trend și s-a pornit un tăvăluc. Și atâta. Hai să fim și noi puțin atenți la nuanța asta, că e important. Și într-o bătălie cu statul nu câștigă nimeni, ca să vă fie clar. Nu câștigă niciodată decât statul. Da? E câștigătorul din start, pentru că au toate mijloacele să câștige această bătălie. Revenind la fotbal, e pauză. Mâine, astăzi, va fi un meci amical împotriva puternicei echipe de la Progresul Spartak. Da, cea mai puternică echipă. Dar umbla un zvon în târg că vom juca cu puternica echipă Arsenal. Nu, pentru că la Arsenal punați. Adică la FC Tunari, că nu mai e Arsenal acum că au făcut Tunari Gunners, mamă, wow. Tunari Gunners și așa mai departe, da? A venit Alexa antrenor. Când a venit Alexa antrenor, s-a terminat și băi, aș vrea să mai punctez un tot vă asta cu stat poliție, bă, băieți, bă, sunteți tineri, bă.
Abia aștept să vorbești despre o imagine nu, de stat. Nu, dar stat polițienesc am văzut la Bogdan. Păi, tu știi, bă, Bogdane, ce înseamnă stat polițienesc? Eu păi, îi spun eu, polițienesc. Când vorbeai prea tare despre Ceaușescu și îți venea al designer la ușă și te ridica și pe tine și pe Mota și pe Tactu și pe Toneam, ăla era stat polițienesc. Da, România este un stat fiscal. Asta nu-mi place nici mie. Este un stat fiscal, dacă vrei. Ne iau ăștia impozite și taxe de neomoară, pe cuvântul meu de onoare. Dar stat polițienesc, păi înseamnă că n-a străit, bă, băiatule, într-o vreme în care ți era frică să spui și ceea ce gândești. Da? E un cântec adică, acum ai... stat polițienesc, da. Cred că la asta se referea. Da, nu știu la ce se referă, dar statul polițienesc a fost acum când eram noi copii și când dacă deschideam gura strâmb, riscam să ne ridice ăștia. Da? Ăla înseamnă. Acum când spunem, Bogdanești, hai să spun o chestie apropo de stat polițienesc. Păi și dacă scriei pe undeva stat polițienesc în spațiu public, nu mai ajungeai. Dar n-aveai unde scrie. Da, nu, și dacă scriai pe undeva, nu mai ajungeai lângă nevastă ta diseară. Da? Adică e simplu. Bun, revenind la fotbal, sper să revină politic, sper că astăzi să primim vești bune că a evoluat câteva minute, pentru că este foarte, foarte important. Sper că i-a trecut efectele drumului la Mariana, n-a funcționat la Mariana, să se ducă la Claudia de acum încolo, la Mariana n-a mers, asta e. Ce faci, mă, m-am dus la Mariana și cum te-ai întors și mai bun, apoi protejează-te, frățioare. Da? Da. Pus, măi, omule. Da, mă, de ce? Păi dacă a venit mai bolnav de la Mariana, ce vrei să zic? Vorbești de Mariana Kovacevici, nu? Da, nu știu. El a fost la Mariana. Doctorița din Belgrad, nu? Exact. Ok. Păi și că s-a întors și mai bolnav de acolo. Poate are cine. Da. L-a nu, tras curent. Lăsând gluma la o parte acum, fără niciun fel de mișto și de caterincă, mi-mi pare rău că aveam nevoie de el și sper din inimă să-l văd, să aud că astăzi, că n-am cum să-l văd, evoluează 10-20 de minute. Este foarte, foarte important să știm că reintră în circuitul echipei. Da. Dar unde se joacă? Ai informație despre acest supermedic? Da, pe terenul central de la Săftica. Nu că am avea foarte multe, nu că am avea vreunul lateral. La ce oră? La ce oră? Nu știu. Trebuie să aflu și ora? Hai că mă uit, acum am un mesaj pe undeva. Dar nu băieți, știu ce. Apropo de ore și de astea, poate nu sunteți conștienți, dar echipa noastră națională de fotbal, fiind calificată la campionatul european, este una dintre cele trei echipe din grupă care încă așteaptă ultima adversară. Ultima adversară fiind una dintre câștigătoarele rutelor de baraj. Astăzi, și dacă jucați la paiuri, și dacă nu, și dacă n-aveți la ce să vă uitați diseară, sunt meciurile din baraj. M-am uitat, am făcut și eu un bilet, mă uitam pe numele echipelor Ioane și vreau să spun că internaționalizarea asta, că aici nu e globalizare, vorbim de fotbalul continental, a adus la barajul pentru Euro echipe de genul Estonia, Luxemburg, cine mai joacă? Israel? Bine, eu cred că marea favorită este Ucraina. Judecând după lot și după ce realizări au jucătorii ucri în ultimii ani, nu cred că se va împiedica de nimeni. Bosnia mai are un meci dificil acasă, nu știu cine joacă, poate scrieți voi pe grup. Am un lapsus. Da, cei care ați urmărit și urmăriți ce se întâmplă, pentru că pentru mine este de ajuns că România este la Euro. Mai departe, cu cine vom pica în grupă astăzi, vom vedea. Nu, că nu aflăm astăzi, că ele mai au de jucat în ele. Asta zic. Vom afla o parte și ne vom face niște mici calcule. După următoarele meciuri vom vedea exact cine va completa grupa noastră. Da? Și eu sunt, ca să spun așa, curios să văd grupa finală, cum sunteți și voi, dar mai avem de așteptat. Însă nu o să mă uit astăzi la ce joacă Ucraina cu Bosnia. Cu siguranță am alte... Da. Sunt frumoase meciurile de la Sarajevo, sunt și la, cred că se mai joacă undeva în Bosnia acum, în Sarajevo și mai un oraș unde se joacă. Sunt frumoase meciurile de acolo, e un stadion foarte vechi, dacă sunteți genul care sunteți, ca să zic, against modern football, e un meci de văzut. Orice meci din Bosnia e de văzut. Da, Bosnia, Ucraina și... Da. Da, îi joacă în Germania, nu joacă, la Gelsenkirchen, cred.
Noroc cum am avut cu Elveția, de a pica mingea în cap lui Pușca și nu mai avem 100 de ani. Să dea Dumnezeu să nu avem, să mai vedem peste un an, nu peste 100 de ani. Îți mai trebuie și noroc în fotbal. Băiatul Iordănescului se pare că a moștenit norocul lui taicăsu. Și asta nu e un lucru rău, ținând cont că este selecționerul României. Măcar așa, cu noroc, să trecem și noi de grupe la Euro. Cu noroc de la Chior, adică. Am mai văzut eu o națională care a jucat un antifotbal perfect și a câștigat Euro. Țineți minte... Grecia lui Rehagel. Grecia lui Rehagel, exact. O echipă care juca urât, 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 de zici că vedeai un tablou al lui Ana Paucăr. Angelos Haristeas în față, trei goluri tot turneu. Da. Da, corect. Da, adică îți trebuie și noroc. Poți să ai norocul ăla să îți meargă toate, măcar visul tău cât e tu are aripi. Când spui chestia asta, visul tău chiar prinde aripi. Da. Nu, glumesc, nu cred că vom ajunge acolo, dar oricum, măcar să trecem de grupe. Și dacă trecem de grupe, o să spunem că bă, e fantastic. Da, îți trebuie noroc în fotbal, orice îi spune. Poți să faci tu minune acolo. Și ați văzut ce înseamnă o doză de noroc. O doză de noroc. Da? Uite cum a câștigat Nea Mircea ultimul meci. Și foarte bine că l-a câștigat, că a fost bine pentru noi. Băieții de la voluntari... Da, băieții de la voluntari s-au hotărât, în afară de cele două goluri pe care le-au marcat, să dea de trei ori în bară. De trei ori au dat în bară. Iar băiatul ăla de la UTA, printr-o pădure de picioare, la ultimul gol, prinde voleul ăla perfect. L-a prins perfect, nimic de spus. L-a prins bine, plin. Bă, dar s-a dus printr-o pădure de picioare. Bă, trebuie să ai și noroc. Da, nu, adică, pentru că na, o să spuneți, băi, nu, că dacă a pierdut voluntariul, că am auzit teoria asta, e clar că UTA a fost mai bună. Nu e așa. S-a dus mingea aia printr-o pădure de picioare, iar aia au dat de trei ori în bară și din acțiuni clare. Adică, eu știu că norocul ți-l faci, că dacă nu ataci, n-ai cum să ajungi, dacă nu ataci careu, n-ai cum să ajungi să ai acel noroc, că nu-și dau ăia singură autogol. Dar știți cum e. Au dat ăia de la voluntari din toate părțile, au lovit bara și UTA, bă, dacă dădea un gol de la clar din acțiune, spuneam, bă, bravo lor, bă, da, băiatul ăla, de dacă îl mai pui de 10 ori să lovească mingea să treacă așa, nu mai trece, că n-are pe unde. Da, se întâmplă. În viață, în general, avem nevoie de noroc. Să știți că tot ce înseamnă existența noastră, în acțiunile noastre, ai nevoie de o doză de noroc. E, unii dintre voi... Să ai noroc mult, trebuie să fii destul de tântălos, să știi. Mă, nu te pot. Nu te... Da, stai puțin. Norocul ăla chiar nu te lovește dacă ești... Nu. E drama deșteptului, da. Să știi. Cu toții ne dorim să avem noroc, dar numai demenții se bazează pe noroc. Tu trebuie să faci acțiunile ca să provoci acel noroc. Da? Unii dintre voi, norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. Ăla nu se cheamă noroc, bă, băiatule. Da? Karma. Karma, da. Unii dintre voi v-ați omorât noroc în momentul în care v-ați însurat, dar nu-i nimic. Într-o viață anterioară, ulterioară, știți ce să faceți. Adică, nu am putut abține. Iar comentează domnii din Huedin și din... Că ce are, domne, cu nevestele? Că ce are... A, mai glumim. Nu. Pentru mine, instituția familiei este sfântă. De când ți-ai făcut blocurile, tăticule, pe banii din Dinamo, ești exact. Cimisogin. Ești cimisogin. Nu numai, da. Numai arogant, nu numai... Only bands. Ești și Da. Nu, lăsând gluma la o parte, da. Mai puțin și împlinești 10 ani de zid, 10 ani de rezistență, 10 ani de ieșit în fața oamenilor, 10 ani de asumare, 10 ani păi de nu, fost împlinit, stai puțin, podcast, că noi... YouTube. Da, noi am așteptat prima zi, prima perioadă liberă în care să sărbătorim evenimentul, este una. Wow. 10 ani am înființat pe 1 martie. Am sărbătorit pentru chiar de ziua de 1 martie. Chiar de 1 martie. 1 martie acum 10 ani a fost prima emisiune Radio Dinamo. Da, și nu sunt misogin, îmi plac foarte mult. Dumnezeu meu a creat pe Adam, pe Lilith, Gheorghe nu era apărut mai târziu în ecuație. Asta nu, așa misoginismul că... înseamnă că nu-ți plac. Misoginismul înseamnă că îți plac și accepti, pentru că îți plac. Nu detalia. Da, te rog frumos, nu detalia. Da. Da. Fac și eu, încep și eu ca Andrie și acum. Îmi place Tamara.
Dimineața la 7. Da, îmi place Tamara. Nu întreba cine e Tamara. Da, nu întreba cine e Tamara, da, că trebuie să-l citesc. E o melodie a lui Andrieș. Domnul Andrieș este râduit și da, e cu H, da, acel H. Nu spuneți nimic de platforma Dinamo TV, gen Liverpool, pe ce să spunem noi? O face clubul Dinamo, dacă nu avem ce să vă spunem noi în acest moment, că nu este un proiect al Radio Dinamo, acel Dinamo TV și acea platformă. Dar nici n-am vorbit da. Noi vreodată de asta, nu cred. Da, nu, adică, a vorbit domnul Voicu, a vorbit Andrei, au vorbit cei din conducerea clubului, pentru că ei știu despre ce e vorba, ce v-am putea spune noi cei de la Radio Dinamo sau să vă dăm informații noi. Vor să facă o platformă, din câte am înțeles. Sau să importe o platformă de afară, că nu inventăm noi roata. Există asemenea platformă care conectează tot ceea ce înseamnă Dinamo într-o singură platformă, unde poți să ai informații, poți să vezi, poți să ai content, poți să... Probabil că va fi și Dinamo TV, dar nu știm ce să vă spunem noi despre chestia asta. Adică nu noi de la Radio Dinamo ne ocupăm și nu vă putem da noi informații, ne știm despre ce este vorba. Da? Probabil m-aș bucura să avem un Dinamo TV, cu toții ne-am bucurat, pentru că ar fi o altă sursă de informare pentru tot ceea ce înseamnă familia Dinamo. Ar fi și alte materiale. Televiziune de partid. Am avea și noi o dată. Băi, nu, televiziune de... Vezi tu, cu tele... E bine să ai televiziune. Ai amintirile triste. Acum, eu sper că, în primul rând, să văd acest proiect pus în practică. Da. Să-l văd pus în practică. În al doilea rând, să fie un proiect reușit. Până nu-l vedem pus în practică și până nu vedem reușita lui, da, e un proiect pe care și-l doresc cei din club. Și l-au dorit și alții, pentru că să știți că Dinamo TV a fost înregistrat de omul care a înregistrat toate domeniile din România, răspunde la numele de Nicolae Badea, acum 100 de ani. Da? Ca idee. Deci s-au gândit și alții. Da. Ca să că tocmai a zis numele. Beetlejuice. Eu nici nu-i spun numele. Da, deocamdată singurii care ne-am apropiat de ideea de Radio de Dinamo TV am fost noi cei de la Radio Dinamo. Slavă cerului că am reușit să facem proiectul ăsta să se apropie cât de cât de o asemenea idee. Evident, cu cunoștințele, cu resursele noastre și nu mă sperie concurența niciodată. Nu. În niciun caz. Cred că ne-am câștigat un loc în ceea ce înseamnă media dedicată suporterilor dinamoviști, astfel încât să nu fim stresați de concurență. Da? Adică chestia cu vine n-ar concurența... N-ar fi concurență. Nu, dar și dacă ar fi concurență, nu m-ar speria. Adică eu sunt primul fan a ceea ce înseamnă Dinamo TV, pentru că și eu vreau să văd un mod în care dinamoviștii sunt conectați așa cum se conectează la comunitatea Radio Dinamo. Nu avem loc. Nu, dar ori să facă Dinamo TV și ne vor oferta pe noi să preluăm friere. Despre ce vorbesc? Nu vă faceți iluzii. Nu vă faceți iluzii. La timpul noi, tot noi. Mamă, cum a sunat asta. E un banner. Asta, Adi și cei de generații mai incipiente ale dinamovismului post-decembrist 89 își vor aminti bannerul. E vorba de stația timpuri noi, să știți. Nu. Da. Acum lăsând gluma la o parte, m-aș bucura să fie cât mai multe canale de informare corecte și care să îți nespere creierul cu detergent alb roșu. Este foarte, foarte important. Extrem de important. Pentru că până la urmă noi asta facem. Vă spălăm creierii de 10 ani și încercăm să vă ținem conectați tot timpul la viața asta alb-roșie, la suflarea alb-roșie. Apropo de chestia asta, că cineva îmi spunea, ne certa pe aici de zor că spălăm creierii. Da, exact asta facem. Exact asta vă face și Dinamo TV. Exact face tot. Vă spălăm creierul, dar folosim detergent pe care scrie Dinamo. Asta e important. Și vă ținem aproape de ceea ce iubiți. Da? Dacă nu vă spălăm noi creierul, nicio problemă, deschideți Antena 3, l-a făcut Pane dimineață, chiar îmi spunea când a deschis știrile, ci că bă, frate, mamă, rău! A început judecând după știrile pe care le-am văzut în mainstream media, că pot deja să folosesc și eu expresia asta în plină de pie. Băi, vreau să spun ceva, vreau să răspund unui prieten care a scris mult mai devreme, dar îmi răsună minte comentariul său. Ai dreptate despre atitudinea de nici aia n-avem, nici aia nu s-a făcut, nici aia n-avem și totul trebuie să plece de undeva. Corect, trebuie să plece de undeva.
De asta există ordinea priorităților și prioritizare. Și dacă eu n-am fost în viața mea personală sau X sau Y în stare să ne prioritizăm corect totul ca să obținem cele mai bune rezultate, tu ca stat încasator de taxe și impozite, tu ca edil, tu ca organizator de oaste, ceea ce ești până la urmă dacă porți uniforma statului, mate, tu ești obligat să o faci să funcționeze. Nu tu care ești, I mean, eu sunt cetățeanul, eu sunt utilizatorul de rând și ultim al vieții, fratele meu. Viața mi-o ofer și eu, dar mi-o oferă și mediul înconjurător. Și până în punctul în care am depășit granițele curții astea, eu nu mai am vreo influență asupra mediului. Tocmai v-a dat un citat din manualul de economie politică de clasa 11, care începea în felul următor: omul este produs al naturii, dar și al societății. Da. Și începe manualul de economie politică din clasa 11. Pentru cei care mai țin minte, era un manual oribil pe care trebuia să-l învățăm pentru bacalaureat, pentru facultate, și unii dintre noi chiar l-am tocit din scoarță în copertă pentru că altfel nu puteam să luăm notă mare. Asta e situația. Dar și nu ne puteam construi. Ne-am prins culegerea cărbunarului de matematică. Da, și dacă nu citeam acel lucru, nu puteam să construim eu și Cătălin blocuri din banii de DDB-uri. A trebuit să citim manualul ăla. Vezi, voi nu l-ați citit. Te-ai bucurat la bani. Da, mulți bani, foarte mulți bani. Da, păi de-a bilele alea din Hawaii, eu nu mi-am construit aici, mi-am construit în Hawaii. Cine dar vrei să crede? O să ajungă în Pipera să coste cât în Hawaii și atunci nu o să ne mai minunăm. Și așa nu o să mai... Sunt penthouse-uri de câteva milioane de euro în București. Sunt țări pe lumea asta în care expresia penthouse de milioane de euro în București va fi considerată glumă englezească. Și aia vor râde sau vor aștepta să râsul după ce. Și apropo, pentru băieții aia care fac de râs suflarea dinamovistă cu tot soiul de elite și alte cele, a fost o glumă faza cu banii, niciodată nu am primit un cadou din partea cuiva. Hai, nu cred că ai menționat. Da, nu, trebuia să am menționat pentru că unii chiar iau în serios glumele și e bine, mai ales când tu gândești mic. Face colegului hoț în direct. Vezi că i-a zis că face domnul bani și asta și ai făcut blocurile. Da, nu. Deci vedeți că e o glumă. Evident că a fost o glumă. Asta pentru băieții ăștia care gândesc cum gândesc eu cu piciorul stâng. Da, adică prost. Chiar am glumit aici. Nu știm ce înseamnă decât să dăm bani către Dinamo. Niciodată sensul invers nu-l cunoaștem. Da. Și revenind la discuția cu Dinamo TV, m-aș bucura să existe. Chiar m-aș bucura să existe, sincer vă spun, sincer, din toată inima, m-aș bucura să fim un club care să avem absolut toate mijloacele de informare la îndemână. Pentru că un suporter informat este un suporter care înțelege un anumit moment. Sigur că pe o televiziune a partidului, cum spune Pane, nu se vede niciodată. Da, nu se vede niciodată critică. E firesc. Nu sunt probleme în paradis. Paradisul sovietic nu există probleme, nu avem. Exact. Evident că vor fi și atunci probleme trecute la capitolul și altele. Și într-adevăr, indiferent ce se face pe latura asta, spune bine domnul Adrian Marius, îl felicit pentru comentariu, rezultatul final, care este echipa și jocul echipei, ăla este cel care contează. Poți să ai tu zeci de mii de stații, poți să ai un marketing demențial. Tot ceea ce se lucrează conex clubului, este relevant sau nu dacă echipa are rezultate. Dacă echipa are rezultate, poți să apar tu la Radio Dinamo sau la... Exact, eu am o expresie. În momentul în care echipa merge bine, putem să scriem pe site Doru taie lemne, pentru că va avea vizionări și va avea accesări. În momentul în care echipa merge prost, putem să dăm noi să facem cele mai bune emisiuni, să scriem cele mai bune articole, că toți oamenii o să ne spună: lăsați-ne, bă, că suntem pare să veniți voi acum să faceți ce. Din punctul ăsta de vedere, eu am venit la voi în cea mai nasoară furtună. Din punctul ăsta de vedere, noi am fost adevărat masochiști. Am început Radio Dinamo acum 10 ani, pentru că atunci ne-a permis tehnica să o facem. Că ne întrebau unii: dar ce făceați, mă, cu 20 de ani? Păi ce vrei, frate, să-ți vorbesc la telefonul fix? Eram pe mir, da. Atunci ne-a permis tehnica să facem acest lucru, da? Și am început acest proiect Radio Dinamo într-un moment în care Dinamo a început să coboare și a coborât și a coborât și a coborât și a coborât și a coborât.
cred, și a fost un masochism de la celeb, adică nu așa. Da? Ion a făcut Dinamo TV. Păi asta spun, nu Dinamo TV, Radio Dinamo a fost exact când a început Dinamo să cadă. Da? V-am spus de ce, atunci ne-a permis și nouă tehnica. Da? Că tot auzeam asta, păi da, cu 20 de ani nu știam de tine. Vrei, frate, să ies la mijlocul terenului, să mă cunoști acum 20 de ani? Adică, serios, ce, cum vrei să mă fac cunoscut? Urlam pe stadion, eu peste 10 ani o să fac Radio Dinamo, să vorbesc despre Dinamo. Eram ca și mulți dintre voi. Zi, Ioane, scuze. Da. Ca și mulți dintre voi, un dinamovist din tribuna. Da? Atât. Păi nu, dar rolul nostru aici, noi suntem online. Noi suntem benevol. Noi suntem aici în primul rând ca oameni din tribună și din peluză și de pe marginea gazonului și în primul rând asta e o activitate socială care ne implică pe toți ca grup și noi suntem o mică comunitate, mică, mare comunitate. Cum să vă explic? Faptul că ne identificăm cu același scop și faptul că ne petrecem timpul ăsta de dimineață, timpul de seară împreună, faptul că am crescut idei, faptul că am rezistat împreună și că rezistăm împreună. Băi, asta este cel mai mare lucru, adică sesiunile astea noastre de terapie de grup și de părerism și de plâns unul pe umărul celuilalt și de râs împreună. Fraților, cu asta rămânem. Cu asta rămânem, cum v-am spus, că din mersul la stadion, înainte de rezultatele istorice și bla bla, băi, rămâi cu anturajul tău și cu prietenii tăi cu care te simți bine. E foarte important să nu uiți să te simți bine. Asta e și ideea. Asta e și ideea. Până la urmă ne suntem oameni diferiți, cu background diferit, cu experiență diferită, slavă cerului cu iubite diferite, dar șogorismul a fost la modă în vreme. Dar ne unește dragostea pentru Dinamo, da? Nu vă fie frică, Dinamo se ridică. Evident că se va ridica Dinamo. Niciodată nu am renunțat și nu renunț la visul unui mare Dinamo. Că asta nu este motorul care ne mișcă pe toți. Cu toții ne dorim același lucru, să vedem un mare Dinamo. Acum, nu depinde de noi mai departe. Și apropo de ce spunea cineva, că Radio Dinamo s-a dezvoltat invers proporțional cu clubul, contează ce faci tu, prietene, în viață. Noi toții ne dorim să-i schimbăm pe ceilalți. Avem o mare problemă cu a-i schimba pe ceilalți. Nu. Faci tu lucrurile bine pentru tine, pentru ai tăi, pentru activitatea ta. Și speri ca ceilalți, o parte din ceilalți să te urmeze, dar să-l schimbi pe celălalt nu poți. Nu poți niciodată. Nicio șansă. Asta ne dorim și în viața de zi cu zi la un moment dat. Vedeți voi, era o glumă celebră cu o doamnă care cunoaște un domn și vrea să-l schimbe. Și îl schimbă și îl schimbă și îl schimbă și omul acolo ca să fie liniște în casă se tot schimbă. Și schimbă comportamentul, schimbă modul de a fi, schimbă. Și femeia constată peste câțiva ani de zile și nu întreabă, dar cine ești, că nu te mai cunosc. Cum era maneaua aia veche, nu mai ești cum ai fost, nu te mai recunosc. Mama ta o prea împotriva mea. Aulă, da. Din cultura populară. Cât vei mai continua să mă mai minți așa? Pe cuvântul meu, dacă nu, eu cred că sunt personaje pe lumea asta cărora, dacă le reciți chestia asta, nu numai că nu vor recunoaște că reciți dintr-o manea, dar nu știu, sunt femei care se vor îndrăgosti de tine, prietene, și când le dai o felie de cașcaval la momentul oportun. Dar asta nu ține. Asta în timp, mate, nu înseamnă nimic. Cât de puțin a însemnat când la fel înseamnă și când dispare. Recunosc că fac mâine, poi mâine, 50 de ani mai am de copilărit încă un an jumate, până la 50 de ani. Dragul de tine. Da, dar chestia cu cașcavalul n-am încercat-o niciodată, zici că ține? zici că funcționează? Adică n-am plecat niciodată cu, nu știu, cu o bucată de lacu la întâlnire. Zici că funcționează? Zic ca să nu mai mă chinui cu caferele, cu dus la restaurante, cu alte ce, cu cașcavalul. E perfect. Eu cred că uneori cheia celor mai încuiate uși este ascunsă chiar în buzunarul tău. Și vreau să vă mai spun un lucru. Cheia iadului. A iadului. E închisă pe interior. Scoate cheia și descui-o și ieși. Indiferent care e Golgota ta, indiferent care e Himalaya, care e Everestul tău, Everestul echipei anul ăsta e să scape de retrogradare. Care e Everestul tău anul ăsta?
Și să sperăm că vom ajunge pe acel Everest, că ne vom cățăra și vom scăpa de retrogradare și vom avea și noi o vară liniștită. Pentru că chiar îmi doresc acest lucru, o vară de aia în care să nu avem niciun stres din punct de vedere al, eu știu, construcției următorului sezon. Pentru că asta este miza, de fapt, cum îți construiești următorul sezon. Miza întotdeauna este... Nu înseamnă că până am jucat degeaba sezonul ăsta, nu. Pentru că niciodată nu joci degeaba. Întotdeauna sunt experiențe din care trebuie să înveți. Vezi dumneavoastră și aveți anumite țeluri în viață. Unii dintre voi vreți să fiți mai bogați. Unii dintre voi vreți să fiți cu un statut social mai bun. Unii dintre voi vreți să fiți mai sănătoși. Din toate punctele de vedere. Fiecare stabilește anumite țeluri, anumite scopuri. De asta este un motor care ne guvernează viața de zi cu zi. Mereu ne dorim mai bine. Dar nu înseamnă că dacă nu am atins acel scop, am trăit degeaba. Nu. Facem pași către acel deziderat, către acel vis. Nu știu ce vă doriți voi, pentru voi, dar pentru Dinamo știm cu toții ce ne dorim. Să ajungă un mare Dinamo. Și revenind spre finalul emisiunii la tema de azi, azi e o zi importantă. Pregătiți-vă șampania, pregătiți-vă costumul de gală, pentru că va fi o zi care se va însemna cu roșu în calendarul vieții dinamoviste. Fane, îți mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Îți dau o veste proastă și le dau o veste proastă celor care ne urmăresc. Mâine dimineață tot cu noi doi se vor întâlni. Da, la matinal. Da, dacă nu v-ați săturat astăzi, o să aveți o porție și mâine. La matinalul nostru supranumit și loc de fumat. Da, exact. Mâine dimineață va fi Fane alături de mine la matinal. În această seară însă, sincer vă spun, vorbind ieri cu Cătălin, am spus, bă, joi seara, o zi liberă, nu facem emisiuni. Am aflat de hotărârea de guvern, așa că diseară va fi o emisiune specială în care voi fi alături de Cătălin. Da, și vom avea câțiva invitați surprize, pentru că trebuie marcată această zi, care putea să treacă neobservată, dar nu, este o zi prea importantă pentru suflarea dinamovistă, ca să o lăsăm așa. Mulțumesc frumos, Fane, pentru prezența în emisiune, ne vedem mâine dimineață la matinal. Dragilor, să aveți o zi minunată, absolut minunată, să dea Dumnezeu să primim vești bune și să mai punem acolo o mică, dar importantă cărămidă pentru ce înseamnă un mare Dinamo. O zi excelentă, bă, hai Dinamo! Hai Dinamo!